Eu vreau să te întreb pe tine, pentru că îmi vorbești despre această întoarcere către divinitate, dar cum s-a produs? Că cu siguranță oamenii care trăiesc acest fenomen și la o intensitate mai mare decât ceilalți, cred că suntem credincioși cumva fiecare în felul lui. Ai avut un trigger, ceva care a declanșat treaba asta, nu? Adică mă gândesc că a existat un moment zero, un T0. Ăla a fost. Nu știu, ceva, ți s-a arătat ție ceva într-un punct și ai zis, bă, e cazul să merg mai Băi, mult fii către atent. divinitate. N-am fost apropiat de Dumnezeu. E că niciodată. Poate doar în copilăria mea, când bunicii mei, Dumnezeu odinească, ne luau și ne duceau la biserică în fiecare duminică, cum era la țară, pentru că până pe la 7 ani, când am mers la școală, am fost la bunici și vacanțe tot la bunici. Cu ei am mers regulat undeva în Curtea de Argeș și într-un sat uitat de lume, știi? Și mergeam la biserica aia tot timpul cu bunici, cu bunica în special. Și dai că vă drăm astea pe aici, să-i enervați mă. Mulțumesc. După aceea, nu știu, Tu nu ai știu. stai un Și pic, tu ai trăit și o viață într-un oare, adică, nu vreau să-i zic desfrâu, dar tu pe vremea în ba care da, desfrâu. erai Ba da, desfrâu. Poți să-i spui desfrâu. gardă de corp pe vremuri, tu ai văzut niște lucruri la viața ta, adică petreceai nopțile, voiai, nu voiai, că trebuia să asiguri, Băi, am da? avut o viață care poți face lejer un film după aia, poate chiar un serial. De asta spun că, mă rog, cumva credința mea care o afișam în momentul către Dumnezeu era doar din gură. Nu simțeam nimic, eram blank. Nimic! Nimic! Eram ca și cum ai mesteca hârtie creponată, ceva, ca să facem o comparație. Da. Și uite, vezi, a venit, să zic, a doua oportunitate cu Survivor-ul. Și zic, bă, de ce mă lua Survivor? De ce să accept? De ce nu? Mă rog, am o academie de sport la Târgoviște și zic, mi-am băgat, cum îi zice, căldura în sală, mi-am făcut niște îmbunătățiri, niște nebuni de astea și zic, bă, zic, am niște bani buni de dat pentru treaba asta, zic, hai că se merită, mă la Survivor, iau banii grămadă, plătesc ca să nu mă doară capul. Că știi cum e, când îi strângi, e greu să-i strângi, câte puțin, Da. câte puțin. Și zic, măcar termin cu sala asta definitiv și mă stau liniștit în văd ale mele. Cam asta a fost în capul meu. Acum știi cum, a venit ziua în care trebuie să faci vizita medicală. Mamă, auzeam, ăla probleme cu genunchi, ăla probleme cu nu știu ce, la nu știu. Și zice, pe final, făcusem radiografiile la, mă rog, la genunchi, la spate, la... Și la un moment dat îmi zice, nu știu ce mi-a zis, bă, tot zice, stai cel mai bine dintre ei fizic, dintre faimoși. Zice, văd că ești ok. Și eu zic, dar ce-i pata aia pe picior acolo? Am văzut o pată neagră pe femurul piciorului stâng. A, că nu știu, zic, ce, mai scăpat ceva de mine? Vreau filmul în secundă asta. Mi-am rugat frumos, mi-a dat film, mi-a nu știu ce. Și am început să mă duc. Nu era în regulă, adică o pată destul de urâtă pe interiorul femurului stâng. M-am dus, am Tu început ai să... încasat mii de lovituri acolo, ca să ne înțelegem. Culmea că pe piciorul stâng nicio lovitură. Sau nu lovituri care să mă afecteze. Înțelegi? Sunt ambidextru, pot să mă lupt și pe stânga și pe dreapta, dar cele mai multe lovituri am primit pe piciorul drept. Deci nici de cum. Dreptul am avut și tibia și peroneul rupte, și operarea genunchi, și ligamente, și... Înțelegi? Deci dreptul poți să faci pe el studiu. Stângul? Nicio accidentare. Bă, nimic. Nicio accidentare. Da. Înțelegi? Acum, știi cum este? Când m-am dus și am discutat cu ortopedul, cu medicul ortoped Ce era? de la clinica care am făcut analize pentru Survivor, am încercat omul să nu mă sperie, dar a fost franc cu mine. Bă, poate să fie malign sau benign. Trebuie să-ți Era faci niște o analize, tumoră. vedem cum este. Dar, zice, ar trebui să stai liniștit pentru că nu a afectat marginile osoase, poate să nu fie. Adică, oricum, în capul meu deja o luasem razna. Bă, am 2 copii de crescut. Ok, mai am 2 din altă căsătorie care sunt mari. Băiatul face anul ăsta, în iunie, acum face 25 de ani, fata face 23. Dar i-am pus și alții mici, am pus Matilda care are 5 ani jumate. Vladimir, 3 ani și jumătate. Te gândești, bă, frate, ăștia nici nu știu cu ce se mănâncă viața. Sunt la început, trebuie să am grijă de ei. Cum fac asta? Înțelegi? Și eu nu cred că mi-am încheiat încă socotelele cu pământul ăsta. Mai am de lucru. Știi? Bine, m-am dus, mi-am făcut analize peste tot. Mi-am făcut tot felul de teste, tot felul de nebunii. Urmează să le fac din nou la 6 luni, la 1 an de zile, la 2 ani de zile.
Verdictul care a fost? Verdictul a fost că este benign în momentul ăsta. Nu prezintă o structură pe care o prezintă de obicei cancerul. Rămâne de văzut ce va fi pe viitor. Dacă e nevoie să facă puncție, să vadă exact, să extragă, momentan ar fi ok. În fine, trecem peste asta. Nu evoluează. Nu știu, trebuie să vedem următoarele analize. N-am un istoric, un istoric mi-a spus, te-ai fi putut naște cu pata aia acolo, să fii acolo de când te-ai născut tu. Dar tu cum n-ai văzut-o? Că tu ești analizat în permanență ca sportiv. Păi adică știu și eu stau și mă gândesc cum de nu s-a văzut acela Survivor. Exemplu, hai că am ieșit din activitatea sportivă, am ieșit de 7-8 ani. Da? Nu mai merg la competiții sportive. Da, nu am văzut niciodată. Dar te teme, adică ai o teamă, e ceva acolo. În momentul ăsta nu mai am nimic, niciun fel de teamă. În momentul ăsta pentru că te încrezi în Dumnezeu? Din cauza asta. Deci în momentul ăsta am atât încredere în Dumnezeu și Maica Domnului, încât chiar nu-mi pasă ce va fi. Pentru că ei vor avea grijă de tot ceea ce se întâmplă. Înțelegi? Dacă asta va fi să fie pentru mine pedeapsa mea, o duc până la capăt așa cum este. Nu mai pun niciun fel de întrebări. Dacă Dumnezeu spune trebuie să faci chestia asta și să o duci pentru că meriți, asta fac. Dacă este decât o sperietură și nu este nimic, înseamnă că Dumnezeu nu vrea ca eu să fiu, nu știu cum să zic, bătut în așa hal încât să mă chinuiesc cu lucrul ăsta. Dacă o luăm și pe partea medicală, medicina a evoluat destul de mult în momentul ăsta, sunt soluții mai multe în momentul ăsta, adică nu mă gândesc, chiar nu mă gândesc la lucrul ăsta.